Astăzi am participat la protestul Consiliilor de Probațiune. Pentru cine nu știe, Consiliul de Probațiune se ocupă cu reintegrarea socială a persoanelor care au ispășit pedeapsa privativă de libertate. Aceștia contribuie substanțial la reducerea cazurilor de recidivă. În multe cazuri, victimele agresiunilor fizice sunt luate la întâmplare, ceea ce înseamnă că pot fi membrii familiilor noastre sau chiar noi înșine. Faptul că procentul de recidivă este mic se datorează într-o mare măsură activității Consiliilor de Probațiune. De asemenea, statul face economii substanțiale la buget ca urmare a reintegrării sociale a acestor persoane care au săvârșit infracțiuni pentru care au fost condamnate și au ispășit pedeapsa în închisori. De ce au ieșit în stradă Consiliile de Probațiune? Păi, de data aceasta, chiar ei au fost victime, ale statului, ale irresponsabilității ministrului sau directorului Direcției Naționale de Probațiune. Practic, aceștia, Consiliile de Probațiune, au fost loviți unde doare mai tare, adică la salariu. Ei bine, din cauza nesusirii instituționale, legea salarizării a fost adoptată cu prevederi foarte defavorabile Consiliului de Probațiune, în condițiile în care majoritatea bugetarilor au beneficiat de o creștere a salariilor la 1 ianuarie 2018, consilierii de probațiune au suferit tăieri de salariu, aș putea spune substanțiale, o nedreptate care s-a rezolvat, zic, în justiție. S-a rezolvat în sensul că instanțele le-au dat dreptate, dar hotărârea n-a fost pusă în executare mult timp. Abia în vara anului trecut, noul ministru al Justiției a emis un ordin prin care a pus în executare hotărârea judecătorească, practic a făcut aplicarea legii, pentru că hotărârile judecătorești se dau în baza și executarea legii, și li s-au dat salariile astfel cum li se cuveneau. Doar că acest lucru s-a întâmplat doar pentru vreo 3 luni de zile. Din decembrie anul trecut și până în prezent, aceștia nu mai primesc salariul integral, diferența fiind și de 2400 de lei. În aceste condiții, la apelul liderului de sindicat Faur Andreea, aproximativ jumătate din efectivele de consilieri de probațiune din întreaga țară s-au mobilizat și au venit la București pentru a protesta în fața guvernului. Au fost primiți la discuții de chiar cancelaria primului ministru din dispoziția personală a premierului Marcel Ciolacu. Au promis că lucrurile se vor rezolva, că se va implica personal cancelaria primului ministru, urmând ca o soluție să fie găsită până la 1 mai, dar până la rezolvare, adică pentru luna aprilie, s-a dispus să se acorde din sumele existente, banii fiind existând astfel bani în bugetul Direcției Naționale de Probațiune. Participarea la meeting într-un procent așa de mare dă forță, credibilitate, legitimitate liderilor de sindicat la discuțiile pe care le vor avea în viitor cu ministrul Justiției. Vreau să apreciez solidaritatea de care au dat dovadă și, având în vedere că problemele privesc pe toți angajații din sistemul de probațiune, mobilizarea trebuie să fie una generală, fără să mai conteze apartenența sindicală. Am fost prezenți în stradă, vom fi în continuare în această luptă până la rezolvarea tuturor problemelor, astfel încât oamenii să primească salariile și drepturile care se cuvin. Pentru diferența de bani pe care DNP invocă că nu o are, până la 1 mai se va comunica o soluție. Și, în concret, or să ne susțină prin a transmite doamnei ministru de justiție că prioritatea 1 este să
plătea salariile integrali din fondul deja existent, cei 97.000, cum ne-au scris în e-mail și în adresă oficială, și până la 1 mai, Guvernul României va transmite soluția.